Înainte de a mă ridica de pe bancă, mă gândeam că am obiceiul să încep prin a spune mărit să fie Domnul, dar în dimineața aceasta spiritul sărbătorii parcă cere un alt fel de salut și mă întrebam dacă n-ar fi potrivit să combin cele două saluturi într-unul singur care să sune cam așa. Mărit să fie Domnul pentru că Hristos este viu. Amen. Și așa sună bine. Am ascultat foarte multe cântări și multe versuri recitate pentru slava Domnului și presupun că ar mai fi fost și alții care ar fi avut dorința în dimineața aceasta să închine Domnului o jertfă, o cântare, poate o poezie, dar ne uităm și la ceas și timpul de cele mai multe ori nu ne este un aliat. Trebuie să lăsăm timp, măcar un pic de timp și pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Când am mai vorbit despre evenimentul acesta petrecut în dimineața zilei din tia săptămânii, mi-aduc aminte că am spus atunci despre faptul că bijutierii, aceia care lucrează cu metale prețioase și cu pietre scumpe, atunci când realizează o lucrare deosebită pentru a o etala mai bine, o așează, o dispun pe o bucată de catifia de culoare închisă de obicei, pentru ca în felul acesta obiectul lor de artă să iasă mai bine în evidență în strălucirea lui. În același considerent, înainte de a vorbi despre înviere, îngăduiți-mi să-l așez în contextul evenimentelor care s-au derulat. Și foarte pe scurt, pentru că timpul este destul de înaintat, să menționez pentru noi toți șirul evenimentelor care au încheiat săptămâna de dinainte. Nu să încep chiar de la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim și de la curățirea templului. Dar aș spune că în ziua de vineri, dimineața pe la ora 9, potrivit Evangheliei după Marcu, în capitolul 15, versetul 25, Domnul Iisus era fixat în cuie pe cruce, pe dealul Golgotei și noi știm că lucrul acesta s-a petrecut pentru vina și pentru păcatele noastre, nu pentru ale Lui, pentru că El n-a avut păcat. Binecuvântat să fie El. Amin. Apoi, soldații romani și-au împărțit hainele Lui între ei și până pe la ora 12, preoții care erau acolo, fariseii, își băteau joc de Iisus, spunându-i diferite cuvinte de batjocură și chiar expresii religioase folosite cu sens nepotrivit. Vorbeau despre mântuire, am spus data trecută când m-am referit la eveniment. Dar vorbeau batjocoritor. Pe la ora 12, adică pe la amiază, a avut loc un eveniment deosebit și anume un întuneric a venit peste toată țara. Întunericul acesta a acoperit țara preț de 3 ceasuri. Asta înseamnă că pe la ora 3, ora noastră, pe cruce, la Golgota Iisus, muria. Spun lucrul acesta pentru că poate cândva am mai spus și eu, poate i-ați auzit și pe alții spunând că Iisus a stat pe cruce pentru noi timp de 3 ceasuri. A stat un pic mai mult de atât. Cel puțin 7 după socoteala mea, dacă răstignirea a început la ora 9 dimineața potrivit Evangheliei după Marcu și pe la ora 3 după masă Iisus a murit pe cruce, și după ce a murit pe cruce, încă a mai fost lăsat un pic de timp acolo. Eu aproximez la cel puțin 3 ceasuri că trupul Domnului a fost pe cruce. După ce sutașul roman care a fost însărcinat cu execuția s-a convins de moartea lui Iisus, după ce i-a ajutat și pe ceilalți, sigur, cu ghilimele de rigoare, după ce i-a ajutat pe ceilalți doi osândiți care erau la stânga și la dreapta lui Iisus să moară, strivindu-le fluierele picioarelor ca să nu mai aibă punct de sprijin, se pare că totul s-a încheiat și spre seară un sfetnic cu vază al soborului, Iosif din Arimateea,
Spune evanghelistul Marcu că a avut îndrăzneala să meargă să ceară de la Pilat trupul lui Iisus, pentru ca să ducă la îndeplinire ceea ce era drept și frumos în momentul acela. Singurul lucru pe care el îl mai putea face pentru Iisus. Marcu spune că a fost o dovadă de îndrăzneală sau de curaj. Faptul că acest fenic al soborului a îndrăznit să meargă la Pilat cu această cerere. Și evanghelistul nu ne mai spune de ce a fost ocotit un act de curaj. Era o provocare pentru Pilat, era o provocare pentru sobor, el fiind unul din membrii soborului, rămâne un semn de întrebare și discutăm altă dată despre lucrul acesta. Pilat, după ce a cerut confirmarea din partea sutașului care a condus execuția, că Iisus într-adevăr a murit pe cruce, s-a mirat că murise așa de repede și i-a dat autorizare acestui bărbat bun și evlavios, care era Iosif din Arimateea, să-l înmormânteze pe Iisus după rânduieli iudaice. Iosif din Arimateea s-a întors la Golgota și a fost ajutat de încă un bărbat cu numele Nicodim. Știți, învățătorul lui Israel care venise la Iisus cu o problemă, cu o întrebare. Ei doi au așezat trupul Domnului Iisus după ce l-au pregătit în graba mare, pentru că nu era timp în seara aceea pentru o pregătire așa după cum se cerea. L-au pregătit sumar, l-au așezat într-un mormânt și apoi peste... Unele predici sună bine cu acompaniament, ale mele nu sună nici cu nici. L-au așezat într-un mormânt și la ușa mormântului au prăvălit o piatră mare și grea. Două femei se pare că erau acolo și priveau toată desfășurarea. Când totul s-a încheiat, când oamenii aceștia doi, pentru un gest nobil, au făcut pentru Iisus singurul lucru pe care ei mai puteau să-l facă atunci, pentru că, vedeți dumneavoastră, este un gest nobil să investești în cineva de la care nu mai poți trage nădejde că te va ajuta cumva. Femeile acestea au plecat spre casă și doi bărbați au plecat și ei. Pentru ca să intre în odihna de sabat. Ni se spune însă în Evanghelie că în ziua următoare, care era zi de sabat, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus la Pilat. Au avut și ei o cerere și au spus, Doamne, ne-am auzit că înșelătorul acesta ar fi spus ucenicilor săi că a treia zi va învia. Deci se va întâmpla cumva ca ucenicii lui să vină să-i fure trupul și după aia să spună că a înviat. Înșelăciunea aceasta de la urmă să știi că ar destabiliza mult lucrurile și voi aveți interesul să le păstrați stabile cât de cât. Foarte important, oamenii aceștia i-au refuzat în mod sistematic acest titlu de respect Domnului Iisus. Niciodată Domnului Iisus ei nu i-au spus Doamne, ci i-au spus în cel mai bun caz Învățătorule, iar acum într-o discuție paralelă îl numeau Înșelătorul. Numai că de data aceasta, fiind acolo în biroul lui Pilat, i-au spus lui Pilat Doamne. Și mi-am adus aminte citind aceste lucruri de ceea ce a spus un om al lui Dumnezeu în vechime. Dacă nu-i spui lui Iisus, Doamne, vrând nevrând, Tu ai un alt Domn. Ajungi să-i spui altuia. De aceea, poate că nu-i rău să aduc aminte tinerilor care stau pe gânduri. Aș vrea să vă spun că trebuie să ajunge să-i spuneți lui Iisus, Doamne, pentru că dacă nu este El Domnul vostru, aveți un alt Domn și a trebuit lucrul acesta să vă pună pe gânduri. Cert este că Pilat, la cererea acestor oameni, le-a dat un răspuns cam ciudat și le-a spus aveți o strajă, mergeți și păziți cum puteți. A spus în alte rânduri, din cuvintele acestea de răspuns ale lui Pilat, nu se înțelege foarte clar dacă le-a dat sau dacă nu le-a dat o strajă.
Răspunsul lui putea să sune: voi aveți deja o strajă, păziți cu straja voastră cum puteți. Dar în același timp și la fel de bine, răspunsul lui putea să sune sau să fie înțeles: aveți din partea mea o strajă și cu aceasta vă rezolvați problema. Acoperiți cum puteți nevoia voastră. Cert este că în ziua aceea, preoții cei mai de seamă și fariseii, în loc să se odihnească după sabat, au mers la mormânt. Și spune evanghelistul că au întărit mormântul, pecetuindu-l și punând strajă. Se vorbește câteodată în cântări, în poezii și chiar în predici despre pecetea romană. Nu cred că era o pecete romană, pentru că s-au dus la mormânt preoții cei mai de seamă și s-au dus fariseii. Și nu cred că Pilat le-a dat pe mâini lor o pecete. Ar fi vrut ei să pună mâna pe o pecete romană, dar nu cred că Pilat le-a dat-o. Au pus o pecete pe care o aveau ei, era a lor. Și nici straja nu știm precis, nu ni se spune, îți doar presupunem, de a fost evreiască sau de a fost romană. Cert este că mormântul a fost întărit în așa fel încât să se știe de către oricine ar fi trecut pe acolo că mormântul acela este în atenția autorităților și că nimeni n-are voie să se atingă de mormântul acela fără a se face vinovat față de autorități. Și după ce au făcut și lucrul acesta, s-au retras, mulțumiți, probabil că au sărbătorit cu mai multă bucurie evenimentul, pentru că au socotit, au scăpat pentru totdeauna de învățătorul galilean care îi deranjase. Numai că, în dimineața zilei întâia săptămânii, toate socotilile lor au fost date peste cap. Pentru că s-a întâmplat exact lucrul pe care ei ar fi vrut să le împiedice, și anume, Iisus Hristos a înviat și zic slăvit să fie Domnul. În dimineața acestei zile ne spune evangheliștii că femeile, unii spun de două, alții spun de mai multe, femeile au mers către grădina în care era mormântul, unde văzuseră ele că a fost așezat trupul Domnului Iisus. Ele nu știau ce s-a întâmplat acolo la mormânt în ziua de sâmbătă. Nu știau de vizita preoților celor mai de seamă, nu știau de vizita fariseilor, de pecete și de strajă. În mintea lor, în inima lor, în drumul lor spre mormânt, aveau o singură preocupare. Și ele se întrebau: oare cine ne va rostogoli piatra aceea de la marginea mormântului, de la gura mormântului? Pentru că ele pregătiseră de dinainte miresme și miruri ca să îmbălsămeze trupul Domnului Iisus într-un gest sublim, aș spune eu, al dragostei față de El, al respectului, al prețuirii. Preocuparea lor nu era legată nici de pecete, nici de soldați. Preocuparea lor era legată de rostogolirea acelei pietre. Și așa cum se întâmplă de multe ori și cu noi și în viețile noastre, multe din îngrijorările noastre se dovedesc a fi inutile, pentru că acela care ne este Tată pregătește înaintea noastră evenimentele atunci când lucrările noastre sunt după voia Lui. De multe ori, poate că ați trecut prin experiența aceasta, să vă frământați, să vă îngrijorați, să vă întrebați oare cum se va rezolva problema aceasta, problema cealaltă, oare cum vom da la o parte piedica aceasta, oare cum vom deschide ușa cealaltă. Și ne vom gândi la tot felul de posibilități și se dovedesc slăbuțe. Și când ajungem în fața evenimentului, constatăm că Dumnezeu a fost pe acolo înaintea noastră. Că Dumnezeu a dat la o parte piedica, a deschis ușa, a îndepărtat obstacolul, pentru că avem un Dumnezeu care poartă de grijă, slăvit să fie El. Când au ajuns acolo, femeile acestea au văzut că se îngrijoraseră degeaba. Piatra era prăvălită de pe intrarea în mormânt. Era aruncată, dată la o parte. Evanghelistul Luca spune că femeile acestea au intrat în mormânt vrând să găsească trupul Domnului Iisus și nu l-au găsit. Au ieșit
Și spune versetul 4, fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Înainte de a vorbi despre mesajul rostit de bărbații aceia, aș vrea să mă opresc puțin asupra acestei precizări. Femeile acestea nu știau ce să creadă. Erau evidențele acolo în fața lor și două probe, într-un mod deosebit, vorbeau despre faptul că acolo a avut loc un eveniment extraordinar. Primul, dacă vreți, prima probă era piatra răsturnată și a doua probă era mormântul gol. Dintr-o altă evanghelie știm că în mormânt se găseau fâșiile acelea de pânză care fusese înfășurat trupul Domnului Iisus vinerea seara, precum și ștergarul împăturat frumos. Acum, dacă ar fi fost vorba despre furtul trupului Domnului Iisus, așa după cum au răspândit în cetate preoții cei mai de seamă vestea, cu siguranță că fâșiile de pânză n-ar fi fost acolo și nici ștergarul. Ștergarul n-ar fi fost împăturat frumos și așezat la locul unde trebuia să fie capul Domnului Iisus. Dacă cineva ar fi intrat acolo în ciuda străjilor care ar fi dormit, să zicem, ar fi avut preocuparea să plece de acolo cât mai degrabă. Ar fi luat trupul Domnului Iisus înfășurat, ar fi cu fâșiile de pânză, ar fi luat și ștergarul și ar fi plecat de acolo în cea mai mare grabă. Dar faptul că fâșiile au rămas acolo, faptul că ștergarul a fost împăturat frumos și așezat în ordine la locul unde trebuia să fie, dovedește că acolo n-a avut loc un furt. Acolo a fost vorba despre altceva și noi știm despre ce a fost vorba. Dacă dimineața aceasta fi trebuit să mă adresez unor oameni care, ca și femeile dimineața aceea, nu știu ce să creadă, ar fi trebuit să vorbesc mai mult despre dovezile învierii. Aș fi vorbit despre piatra răsturnată, aș fi vorbit despre mormântul gol, aș fi vorbit despre fâșiile acelea de pânză, dar eu cred că în dimineața aceasta mă adresez unor oameni, bărbați și femei, tineri și vârstnici, care cred cu tărie că Hristos a înviat, slăvit să fie Domnul. Nu cred că e nevoie în dimineața aceasta să mă străduiesc să vă convin de niște lucruri pe care dumneavoastră le credeți și de care vă bucurați. Domnul să vă binecuvânteze. Nu voi vorbi despre piatra cea răsturnată, doar voi face o singură referire. Vă amintiți când Domnul Iisus a fost în templu, niște copii dădeau slavă lui Dumnezeu. Fariseii și preoții cei mai de seamă au fost foarte deranjați de glasul copiilor. Domnul se bucura de glasul copiilor. Și preoții aceștia și cărturarii și farisei au spus Domnului, Învățătorule, spune-le să tacă. Vorbea invidia din ei, pentru că cu privire la niciun dintre ei, copiii n-au strigat lucruri de felul celor pe care le strigau atunci cu bucurie în dreptul Domnului Iisus. Și lucrul ăsta erodea tare pe preoții cei mai de seamă și pe farisei și pe cărturari. Pe oamenii ăștia, norodul i-a ascultat de nevoie sâmbăta și abia așteptau, imaginez că abia așteptau să termine predicile, să-și vadă de drum. Dar pe Iisus îl urmăreau, îl urmau noroadele și îl ascultau câteodată și trei zile și uitau că n-au mâncare cu ei. Și lucrul ăsta, să știți că ei l-au observat preoții. Ei bine, în acea împrejurare, Domnul Iisus a spus un lucru deosebit. Dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Nu știu dacă ei au înțeles ceva din cuvintele Domnului Iisus, dar eu cred că piatra de la ușa mormântului prăvălită avea un mesaj. Piatra aceea era cea din tâi piatră care striga puternic că acolo a avut loc un eveniment glorios, învierea Domnului Iisus. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Și pentru că în dimineața aceasta mă adresez unor oameni care cred în înviere, unor oameni care iubesc lucrarea aceasta lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbesc despre ce aduce învieria în viața noastră. Vedeți dumneavoastră, ucenicii erau marcați de frică. Vom citi mereu în Evanghelie, mai ales în ultimele capitole, că erau speriați
Și când au auzit în cetate, s-a mai dus și vestea că a fost furat trupul Domnului Iisus, eu îi pot înțelege foarte ușor că au stat ascunși în spatele ușilor încuiate. Noi astăzi vorbim din perspectiva faptului că știm rezultatul, dar ei pe atunci, măcar că Iisus le-a spus, aveau dificultăți în a crede. Am studiat în Vechiul Testament conceptul acesta al învierii, despre moarte și despre înviere. În Vechiul Testament există destul de multe dovezi cu privire la moarte și cu privire la înviere, la relație dintre cele două. M-am gândit la împăratul David, care a avut un copil bolnav, un nou născut. 7 zile copilul acela a fost bolnav greu. Și în timpul celor 7 zile, împăratul, tatăl copilului, n-a mâncat, s-a culcat pe pământ și niciunul dintre prietenii lui n-a putut să-i spună ceva, să-l scoată din starea aceasta. 7 zile murise copilul și bătrânii casei, citiți în 2 Samuel, capitolul 12, bătrânii casei au zis: cum vom putea să-i spunem, dacă a fost atât de răvășit în perioada în care copilul era doar bolnav, cum îi vom putea spune acum despre faptul că a murit copilul? Și șușoteau între ei. Și David, ca un om înțelept, i-a văzut că vorbesc cam în taină, în șoaptă, și a înțeles și a întrebat: a murit copilul? Și i-a spus da. Când a aflat că a murit copilul, împăratul s-a ridicat, și-a schimbat hainele și-a uns fața, s-a dus la casa Domnului și s-a închinat. Și după ce s-a închinat, a venit acasă la el și a cerut de mâncare și a mâncat. Și acum toți slujbașii lui din casa lui erau foarte șocați de acest comportament neobișnuit. Și atât de tare erau impresionați încât au întrebat: David, noi nu te înțelegem. Când copilul era bolnav, tu erai o persoană care nu puteam comunica. Și acum când ai aflat că a murit, dintr-o dată te schimbi și cer de mâncare. Și David le spune în versetul 23 un lucru care definea înțelegerea lui pe atunci. Și David zice: copilul acesta, eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine, zice David. El exprimă aici caracterul ireversibil al morții. Pentru că oamenii erau încredințați că moartea este un drum cu sens unic. Și va spune el către finalul vieții lui: mă duc și eu pe calea pe care merge orice om. Adevărul este că pe calea aceasta merge orice om. Din clipa când ne naștem, pășim primii pași pe drumul acesta și în direcția aceasta. Înțeleptul Solomon va spune și el în vremea lui că în lupta aceasta, în ceasul morții, nu este izbăvire și răutatea nu-l poate izbăvi pe om. Și este atât de multă deznădejde în unele pasaje din Vechiul Testament. Dar să știți că în Vechiul Testament Dumnezeu a lăsat mărturie și despre faptul că există înviere și că moartea nu are ultimul cuvânt. Aș avea multe texte să le aduc în fața dumneavoastră. De bună oară Iov, în capitolul 19, la versetul 25, vorbește despre un răscumpărător. Vorbește despre nădejdea că el îl va vedea totuși pe Dumnezeu, chiar dacă pielea îi se va nimici și nu va mai avea carne. Și eu înțeleg prin asta că el își exprimă credința că și după moarte el va putea să-l vadă pe Dumnezeu. Dar merg mai departe și ajung la Psalmul 16, în care David vorbește profetic și spune acolo, cred că la versetul 10, despre o nădejde a învierii. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. El vorbește despre o locuință a morților și spune că de acolo, dacă chiar prea iubitul Domnului va ajunge acolo, Domnul îl va elibera de acolo. Aș putea să vorbesc de bună oară din cartea profetului Isaia, capitolul 25, în versetul al 8-lea. Un cuvânt profetic pe care contemporanii lui Isaia, când l-au auzit, nu l-au înțeles. Și acolo aș vrea să spun mai atât.
Se vorbește despre nimicirea morții pe vecie. Moartea va fi nimicită pe vecie. Și nimeni a întrebat Isaia, cum se va întâmpla lucrul acesta? Capitolul 53 în Isaia se vorbește despre robul Domnului care își va da viața pentru mulți și prin jertfa lui el va pune pe mulți, prin cunoștința lui va pune pe mulți într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, el va învia, el va trăi, lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Spun cercetătorii că în pasajul acesta nu este foarte clar dacă este vorba despre înviere din morți. Că pasajul acesta ar putea să se refere la o experiență în care omul ajunge până aproape de moarte și Dumnezeu de acolo îl scoate și îl eliberează și îl repune într-o stare bună. Dar expresia asta este clară. După ce își va da viața ca jertfă pentru păcat. Și nu există loc de negocieri și de îndoială. Hristos a murit pentru păcatele noastre, dar va trăi. Și în mesajul acesta, Isaia proclamă. Apoi se vorbește despre înviere din moarte în cartea lui Osea, capitolul 13, versetul 14. Și nu-i nevoie să-l mai afișez. Cine dorește poate să caute pasajul acesta. Au fost câteva învieri în Vechiul Testament și trei, cred că vă sunt cunoscute. Învierea fiului văduvei din Sarepta Sidonului, o înviere făcută de Dumnezeu prin mâinile lui Ilie. Apoi, fiul femeii din Sunem, înviat de Dumnezeu prin mâinile lui Elisei. Și apoi o a treia înviere în Vechiul Testament, când un om mort a fost așezat într-un mormânt și erau acolo oasele lui Elisei și dintr-o dată omul acela a sărit de acolo viu. Și în Noul Testament se vorbește despre înviere și Iisus îi spune Mariei într-o zi, când fratele ei era pus de 4 zile într-un mormânt și Iisus vine în Betania și Maria aude că Iisus se apropie de sat și iese în întâmpinare și îi spune niște cuvinte cu iz de dojană și îi spune Învățătorule sau Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Asta credea ea. Și Iisus îi spune, fratele tău va învia. Și ea exprimă convingerea pe care o aveau cei mai mulți din oamenii de atunci. Știu că va învia la învierea de apoi. Și Iisus îi spune, nu, ascultă-mă bine. Fratele tău va învia pentru că eu sunt învierea și viața. Ioan 11:25. Nu știu dacă a auzit Maria vreodată cuvinte mai surprinzătoare decât acestea. Eu sunt învierea și viața. Cuvintele acestea ar trebui să le puneți în camera dumneavoastră, să le aveți bine înaintea ochilor și nimeni niciodată să nu le șteargă din inimă. Iisus este învierea și viața. A dovedit lucrul acesta înviind odată pe Lazar și înainte de asta, de fapt, înviind pe fiul văduvei din Nain, înviind pe fica lui Iair și acum îl înviase și pe Lazar și ca un corolar al tuturor minunilor pe care le-a făcut, el a înviat el însuși. Slăvit să fie Domnul. Le-a spus cândva ucenicilor, eu am puterea să-mi dau viața și eu am puterea să o iau iarăși. Și apoi le-a mai spus în Ioan 14:19, dacă nu dau greș, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Ei bine, dragii mei, învierea Domnului Iisus în dimineața zilei întâi a săptămânii era proclamarea acestor adevăruri și confirmarea lor, dacă vreți. El avea autoritate pentru că era Domnul vieții. Avea autoritate deplină. Vestea aceasta ar fi trebuit să aducă bucurie. Și în mod insistent în ziua aceea, îngerii le-au spus femeilor se bucure, să le transmită ucenicilor se bucure și ei. Apoi Domnul Iisus, când li s-a arătat viu, le-a spus ucenicilor mereu același lucru, pentru că învierea trebuie să producă bucurie. Și dacă într-o zi ca aceasta nu te poți bucura, s-ar putea întâmpla ca motivul să fie că încă nu ești sigur cum stau lucrurile cu învierea.
Cine crede în învierea nu se mai teme de moarte. Petru s-a temut de moarte atunci când în curtea marelui preot sau în curtea lui Caiafa s-a lepădat de Domnul Iisus în fața unei slujnice. Dar după ce s-a convins că există înviere dintre cei morți, pe Petru nu l-a mai putut opri nimic. L-au arestat, l-au bătut, l-au amenințat, l-au pus în temniță. Dar cum să-i închizi gura, că acum omul ăsta nu se mai temea de moarte? Omul ăsta era plin de o bucurie care deborda. Vreau să vă spun ceva. Semnul creștinilor care cred din toată inima în înviere, îl puteți vedea și în asta. Cât vorbesc despre învierea Domnului Iisus? În Fapte, capitolul 4, se vorbește despre vremea aceea în care toți erau cuprinși așa de o dragoste deosebită, ucenicii Domnului Iisus, și cel ce avea ceva, ducea și punea la folosul tuturor acolo și se spune foarte frumos, un mare har era peste toți. Ucenicii vorbeau cu îndrăzneală despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Ar trebui să vorbim despre învierea Domnului Iisus nu odată pe an sau în două zile pe an. Ar trebui despre învierea Domnului Iisus să vorbim mereu și mereu. Întâi de toate, pentru că ea este aducătoare de bucurie. Al doilea rând, pentru că ea este aducătoare de speranță, de nădejde. Când conduci pe cineva drag pe ultimul drum pământesc, totul seamănă deznădejde de multe ori. Vărsăm lacrimi. Și într-un fel pot să înțeleg lucrul acesta. Dar noi creștinii, noi credem în înviere. Și noi știm că vom trăi împreună cu acela care a murit pentru noi și a înviat pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. Am mai spus-o și în alte rânduri și cu gândul acesta închei. Eu auzi că unii creștini, dacă le pui sub semnul întrebării calitatea lor de creștini, ei se supără. Dar îi auzi spunând, vorbesc când se întâlnesc după o anumită vârstă și spun că și-au cumpărat loc de veci. Pe aleea cu tare, acolo la umbră. Și stai și te minunezi, să fie creștini oamenii care vorbesc așa? Dar ei nu știu că pentru un creștin nu-i mormântul locul de veci? Lui Daniel Dumnezeu i-a spus, tu du-te și odihnește-te și la vremea hotărâtă te vei ridica iarăși și vei intra în partea ta de moștenire. Pentru creștinul adevărat care crede în înviere, plecarea din lumea aceasta este o plecare la odihnă, o așteptare binecuvântată și fericită și va veni vremea când va căpăta un trup de slavă și va fi cu Iisus. Dovada, dragii mei, este învierea. Și ultima frază, învierea Domnului Iisus este cea mai puternică dovadă a dumnezeirii Lui. Când Pavel a stat de vorbă cu filozofii stoici epicurieni din Atena, oamenii ăștia știau multe despre viața asta, despre lume în general, dar nu știau nimic despre lumea de dincolo. Și Pavel le spune despre Domnul Iisus și spune că Dumnezeu a dat o dovadă netăgăduită despre El prin faptul că L-a înviat din morți. Creștin este omul care crede în înviere. Are viața veșnică acela care crede în înviere. Cine nu crede, se află pe un teren foarte periculos. Doresc să Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze. Să fiți bucuroși, să aveți nădejde. Să aveți îndrăzneală. Mântuitorul nostru este viu și viu pentru totdeauna. Căci a înviat ca să nu mai moară niciodată, declară Pavel și eu așa cred, amin. Dragii mei, frați și surori,